Nuts. Ia să deschidem. Să deschidem aici. Da. Să deschidem aici lui Eluz. Stați aici cu mințul Olaf și Elsa. Lui Eluz i-a fost doar de desenuțe și de jucăriuțele ei. Și cum s-a trezit direct Elsa Olaf. Astăzi suntem în 17. Când a fost el plecată, am vrut eu să fac un experiment și am deschis și eu pe 15. Unde, ce credeți, nu era nimic. Deci au fost două căsuțe goale până acum. Unde este 16? Ce mai găsim pe aici? Ia să vedem ce ai găsit. O, ai găsit un pandantiv cu un brelocuț, ceva. A, asta putem să prindem la o gentuță. Vreau drăguț. Să am doi. Vrei să ai doi? Bine, du-te și caută-ți doi. Nu și pot. Mai avem 17. Că ai fost la mamaia și n-ai deschis și ia să vedem acum. O să fiu doi ineluțe. Da, uite, doi, ia uite, fii atent, încă un pandantiv. Ăsta este doar cu Elsa. Și, un inel cum sunt cercei. O să ai seturi, seturi, seturi. A, uite ce bijuteriuțe drăguțe ai găsit, mami. Bun, hai să dăm ăsta de aici. Deci ar trebui cumva, oare 16 și 17 sau, nu, și 15, nu? Vreau culori. 15. Vreau să-l defaci. Avem o acadea care sufli în ea și cântă, mami, un fluier. Da? Da, da, bun. Așa, uite, și 17, mami. O să da, da, da. Credeam că e pentru cap. Păi pentru cap este, mami. Da. Este o clamă de păr care o să vină frumos așa, o să se vadă fundița asta sus. 16 și 17. Haideți, ce facem două cadouri? Pentru că ai fost la mamaia și n-ai deschis. Ce sunt astea? Gumă de șters. Au fost la set. Au fost 4 la set. O să am 2. O să ai mai multe. Multe, ai multe chestii cu Elsa și cu Ana, mami. Gata. Acum mai rămâne pentru mâine. Da? Acum nu mai ai de deschis tu, mami. Am... eu? Avem o stare de bine la 17. Ah, ce drăguț. Eu am, uite, să cumpăr scoci. Și am avut dificultăți în a ambala cadourile și toate astea. Din cauza că n-am avut scoci bun. Săranca, da mine cum a desfăcut asta. A, să vedem. Ambalanțele la loc. Da, mami, da. Aici sunt astea de cameră. Adică văd lumânări și ăla... și ăla. Este diffuser, diffuser. Fii atent, deci eu caut român, adică să ne înțelegem. Engleză, contains, așa, 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 nu, la să desfacem. Am folosit două mâini până la urmă pentru că nu aveam șanse.
Miroase de caramele din nou. Da, la lui, la toate chestiile miroase a caramele. Eu n-am mai avut până acum chestia de asta. Era să-mi rup unghiile până i-am scos dopul. Adică încă mă dor unghiile cât m-a chinuit. Ideea este că mirosul este drăguț, dar cel puțin la lumânări este foarte slab. Iar ăsta, da, la ăsta se simte ok. Adică mai puternic, îl simt deja. Dar la astea miroși, nu știu acum la când or fi aprinse. Dar astea sunt bune pentru băile mele, că nu mai aveam de-astea mai micuțe ca să le țin la baie. Și ați văzut că am acolo aia de la Bath & Body Works. Da, uite, mami, se simte așa. Îți vine căscuț? Căscuț că nu pot să pun asta. Să suflu. Ah, ok. Nu să... Nu mai te. Da. Sper că așa trebuie să fie treaba asta. Da. Bine, că avea instrucțiuni, dar de ce să le citesc? Adică ăsta îl scoți și cam atât, nu? Nu știu ce să faci. Da, miroase. Hai să vedem unde punem ăsta. Unde-l punem? Păi, trebuie să-l pun pe undeva, pe unde să n-a... Mami, aibă el acces. Mami, uite așa. Ha? Mami, ce, mami? Mami, o să le dau, o să le ducem la baie. Bine. Și să strângem pe aici, că am făcut dezastru. Eu o să... Să zicem, mi-a ieșit o tentă de pieptă natura acolo, că nu, nu, nu prea reușesc să prind părul. Încă nu are, cum să zic eu, lungimea potrivită, dar am prins clămuța aia și a venit la mine să-i schimb cercei, că a văzut ea la oglindă că ăilea sunt urâți. Și am pus inimioarele astea. Faza aiurea e că am văzut că la ăilea i-a căzut o pietricică și nici nu i-a purtat, adică i-a purtat o lună de zile. Dar, da, acum a zis că vrea și ea la desene, că i-a fost dor de țopa. Așa că o să-i dea mami la desene, să uite la țopa. Nu, și că când i-am scos la ca Sofia... Să ca să potrivească cu... scuză-mă, nu, da, da. Prima dată a zis la țopa, dar după ce a văzut colierul ăla și a zis să-i dau și ei să-l poarte și... Acum să uite la Sofia, să vedem dacă găsim Sofia undeva pe HBO sau... Dacă găsim. Că mi se pare că panel fix nu mai e. Creștul ăla ce pune? Nu știu, mami, ce spune. Da, mami, W. Bravo. Vezi, în 2021 fetița mea o să învețe să citească, nu? Deși nu mi-am dorit asta, adică... Nu că nu mi-am dorit. Sunt între, mă lupt între... Între a o lăsa să se bucure liniștită de perioada asta și să mai mult de numere să nu depășim, adică numere, culori și stâncă, drept, îmbrăcat și cam atât, să o las în pace. Și o în același timp aș și vrea să învăț să citească să astea, să le știe, să țingutinești. Dar, na. În acela pentru mine mi se pare... Nu știu, prea devreme, dar ideea e că sunt conștientă că asta fac toate mămicile și că atunci când o să o duc la grădiniță, s-ar putea să fie singura care nu știe și... Adică mi se pare trist că nu-i lăsăm să se bucure de perioada asta care nu se mai întoarce. Am găsit pe... dar am uitat că e dat la foarte, foarte minim.
Am găsit pe HBO sezonul 4. Așa că, bun. Prințesa mea se uită la Sofia cât mami se duce să pregătească ceva pentru micul dejun, pentru că este 10 fără un sfert. Și am acolo geanta lui ăla cu hainele, care, bineînțeles, trebuie să o dosac. Da. Aici am ca seara mâncat. Mamă, deci astea sunt mișto. Mă rog, ăla, da, ăsta de pepene. Adică ăsta, treaba asta, mamă, ce, nu știu, n-are gust de rahat. E ceva bun, mult mai bun, nu știu cum să mă exprim, dar e foarte mișto treaba asta. Așa că dacă o vedeți pe undeva, încercați. Da, deci trebuie să strâng astea de pe aici, să mai continui și cu treaba asta. Să duc ăsta la loc. Iar aici, la fel, trebuie să pun lucrul ăsta, au rămas aici, na. Bine, nu că vezi, Doamne, ne-am dus la somn. Nu, pentru că mâncat chipsuri aseară, am mâncat pringlesuri și cu un dăla de pulpițe de pui, plus câteva de alea. Bine, am mâncat toți, adică așa. Da, și am zis să pun astea. Mai am și asta de pus, asta. Uite. O să tai asta. Da. Trebuie asta neapărat, că dacă nu-l mănânc astăzi, nu o să mai fie ok. Așa. Am luat și eu câteva guri din ăla și da, mi-a făcut Dragoș. Bine, mi-a făcut mai slab așa, nu? Ia să vedem, deci încă e în sticlă până pe aici, așa, cu puțin, și am pus și apă minerală, deci mi-a făcut un cocktail la seară. Ananas și mango. Furculița nu te tentează, nu? Nu mă înțeleg cu el, că am adus un scaun ca să pun stabilizatorul pe el. Doar că oricum nu se vede bine și eu, adică trebuia unul mai înalt și lăsăm așa. Și a venit să pus și aici pe broscuță. Desfac cutiile și după aia vă arăt. Chiar puțin lucru. Și după aia vă arăt ce avem în ele. Atâta, n-are ce să vadă? Da. Vreau să vede cutia. Vreau să vede produsele ale tale. Da, cât desfac eu cutia, am zis să vă spun că cred că aceasta va fi ultima, adică oricum este ultima, că eu am făcut abonamentul pentru 4 ediții, pentru ambele cutii, pentru Selection și pentru Deluxe, și le-am făcut în decembrie și asta a fost a patra, ultima de la mine din abonament. Am, din câte am văzut pe Instagram, au spus acolo că pentru anul viitor, pentru edițiile următoare, vor face câteva. Vor selecta din persoanele care au avut o activitate cu produsele astea, adică care, mă rog, au făcut unboxing, care au prezentat pe Instagram produsele. Eu, sincer să fiu, în afară de că am desfăcut să vă arăt pe YouTube ce conțin, sau v-am zis din când în când ce produse mi-mi plac, eu n-am făcut altceva. Așa că, bine, sincer să fiu, nici, o să zic, nu o să mă mai înscriu niciodată la o campanie Bastor. E prea mult, că nu e bine să spun niciodată. Ideea e că nu intenționez, cel puțin acum nu, sau eu așa intenționez să nu mai scriu niciodată, dar am făcut ultimele campanii ca să strâng 1000 de puncte și să donez beneficiile. Cred că erau niște, adică erau alea 1000 de puncte, veneau 100 de lei parcă și am donat la organizație. Și ideea e că, deși îmi
place Maxim de ei, de Bastor, dar nu e pentru mine. Eu nu știu, nu sunt, stau să fac poze, să mă gândesc cum să folosesc textul, cum, nu știu, nu este pentru mine. Și, da, pentru mine nu este o bucurie să fac lucrurile acestea, adică îmi place să încerc produse, dar nu-mi place partea de explicații, de poze, de asta. Și cred că e mai ok să renunț la a mă înscrie la campanii și să las locul ăla pentru altcineva care chiar se bucură de toată experiența. Dar să trecem la cutie, că am vorbit prea mult. Asta este... Care este asta? Era... Selection. Deci asta era Selection. Bineînțeles, am aici și mi explică ce produse am. Așa, am dat alea la o parte și acum să vedem ce găsim aici. O ciocolată. O ciocolată, lapte alpin. Ideea e că eu nu știu exact de ce, în momentul când citeam Dark Milk, eu credeam că e amăruie. Dar de ce aș fi fost amăruie milk, nu știu. Dar da, mai, am înțeles că e cu lapte asta? Și cu extra cacao. Nu, mami, asta nu este pentru tine, pentru că asta conține lapte. O să eu dăm lui tati. Eu dăm lui tati, nu vrei să eu dăm lui tati? Eu dăm lui tati, da? Aici avem un protein bar energy ceva. A, zice că este reduce oboseala asta, care are vitamina C, B2, PP, B6. Ăsta e tot pentru tati. Da. Cel mai bine, pentru că el chiar... Avem aici ceva greu. Nu pot să-l iau, dar pot. Așa. Avem aici ceva pentru pălare, pentru hainele murdare. Da, da, da. Hai să-l punem aici. Să avem aici... Aici avem ceva pentru tati, tot pentru tati, vedeți? Avem ceva pentru tati aici. Dar ce este oare? Ceva pentru cafea. Este ceai, mami, da, este un ceai de fructe de pădure de la Evolet Selection, parcă Selection. Veda era. Veda era. Parcă. Da, Veda. Veda. Și într-adevăr, animerit este pentru tati. Mie nu-mi plac ceaiurile de fructe. Pentru că eu beau neîndulcit și astea sacre. Da. Aici avem un șampon. Da, șampon pentru baia pe care se murdărește părul. Părul se murdărește, da. Da. Avem aici ceva pentru baie. Un fel de portocală. Auziți? Un fel de portocală pe care îi dai cu ei. Este un ulei de masaj. Așa, este un ulei de masaj relaxant de la Techir. E greu. Oh, da, mama, asta este greu, mama, da. Ok. Aici, oh my god, chiar este greu, nu prea mai am baterie. Ah, ce tremură treaba asta. Vă știți ce e ăsta? E ceva pentru lufe. Oh, miroase foarte bine. Wow. Mmm, ce bine miroase. Mă, mami, nu pune mânița pe el, că e ud. Ok, și am terminat o cutie. Și acum, deluxul. La fel, pliante. Ok, hai, scoate ăla să vedem ce este. E ceva...
vedem ce e în el. De facă-l, mami. Nu pot să-l desfac pentru că este un detergent Lenor. Tot pentru rufe. Este o singură spălare. Da. O să o folosim noi la un moment dat. Eu facem pe asta că nu pot. Că pot asta. Avem un paharel. Paharel, aha. Poți să ai un paharel? Da. Nu, mă, asta este o sticlă. Sticlă. Ce grea e. Gata. Este lapte pentru cafea, care mie îmi place. L-am tot recumpărat într-o perioadă. Da, eu când eram mare încercam lapte, mami. Da, mami, când o să fii mare o să încerci lapte, da. Da, și ăsta e un... Mă dau mai departe un pic. Un fluture. Ah, vedeți, aici e un fluture. Un fluture, da, fluture. Conține cacao și lapte și apoi ciocolată. Ah, ciocolată e în el. Ca să mâncăm noi între într-adevăr, este grintela cu un dulcitor de agave. Fără zahăr, fără ulei de palmier. Mai avem aici... Pe mine chiar mă bucură produsele astea de la Sweeteria, presupun că se pronunță. Ia. Că zahărul adăugat și uleiul de palmier sunt două lucruri pe care eu vreau să le elimin din alimentație. Pe buzata, vedeți? Doi fluturase. Și vedeți aici cu cine și... Ia să vedem și asta cu ce este. Un pic de... un bomboan aici. Vedeți? O pus de bomboană verde. Da, da. Îndulcitor natural, îndulcitor natural. Îndulcitor natural. Are și lapte praf ăsta. Cu ăsta, mami, că nu. Eu nu pot. Bun. Deci din ăsta poți să consumi și Ela, din ăsta la alt nu. Asta... Mamă, mamă, cât de mare este treaba asta, e imensă, imensă, imensă. Este un Toblerone. Toblerone? Hai să-l desfacem. Este o mamă, deci, wow, wow, cât de mare e, nu vine să cred cât de mare e. Tu desfaci, mami? Lasă, mami, aici. Este foarte, foarte drăguță, așa, parcă n-aș desface-o. O desfac eu. Mami, asta o să facem cadou la cineva. Are 360 de grame. Mamă. Mami, o să facem cadou la cineva pe asta. Cui să facem cadou? A lui tati, ce vrei? Lui tati, tot lui tati. Lui tati o dăm pe cealaltă. Ce vrei? Ce vrei? Trebuie. Răzvane nu, da, Răzvane nu trebuie pentru că Răzvane nu mănâncă dulciuri. Un balsam tost. Tot detergent de la, de la Lenor. Aici, aici. Pic de biscuit de-astea cu frunze, vezi? O păză aici cu frunze. Și uite, are de-astea fructe cu... biscuit. Vedeți poza asta? Deci metri în obține în cap și apoi în piept și apoi în picioare și apoi un păr, dar nu înseamnă asta. Într-adevăr, nu înseamnă asta. Poți să-i pui la loc. Bine, haide să-l pun la loc. Aici ce crezi că este? E puțin o poză de la frungele astea. Are măsmele și apoi verde cu iarbă. Wow! Și apoi frunze și măsmele. Și așa vorbete aici. Și apoi frunze aici. Aici sunt frunze și măline. Așa zice aici. Ia să vedem. Zice că este o cremă de mâini și unghii cu ulei de
argan, iar acolo nu sunt măsline. Ba da. Și aici ce avem? Mami, desfacă-l, că eu nu pot. Nu desface mama. Ia să vedem ce este ăsta. Tot așa un energy bar. Baton. Ăsta pot să-l pun în geantă. Îl punem în geantă pe ăsta. Așa, aici avem multivitamine. Poate, poate o să și iau ceva. Nu? Alive. Eu mai am o groază de chestii de-astea. O groază și ar trebui să le iau. Aici avem măști. Tot ăsta. Super tare. Măști. Da, mami, și aici avem tot șampon. E același șampon? Nu știu unde este. Șampon energizant, da, șampon energizant, doar că ăsta are 200 și ăla are 100 de acolo. Mamă, super tare. Ăsta este, bă rog, aici scrie complementar tratamentelor împotriva căderii părului. Și chiar o să încerc. Bine, momentan, eu nu e... Oh, mama zicea că e ca de părul, stau și îl dau pe la Mickey sau pe ăsta mare. Vedem. Și mami, aici ce mai avem? Ultimul produs? Un ceai. Tealia, doamne frumoase sunt ceaiurile astea de la Tealia, sau cum, nu știu dacă așa se pronunță, habar n-am, dar așa scrie și frumoase rău. Ăsta este cu fructul pasiunii și mentă. Ăsta trebuie să recunosc că eu sunt curioasă, adică chiar vreau să-l încerc de la Secom. Da. Gata! Și cam... Și acum livingul meu arată... Foarte imensă, cum am zis, mami! Este foarte imensă, mami. Ai grijă de ea, pentru că o să o dăm cadou cuiva, da? Da. Ok. Amu! E un monstru, da. Aici și asta e ce a mai rămas de la micul nostru dejun. Și o să pun într-o casoletă, să mâncăm mai târziu. Să vin să strâng după ce termin totuși în bucătărie. Ăsta al meu încă este ud, adică mi-a căzut în chiuvetă și de când l-am șters la exterior, până asta nu l-am șters. Aici am mai rămas cu cartofii, ca să pun și pe ei pe la locurile lor și, mă rog, mai am stropitoare, cafeaua mea, aveam să-mi pun și o apă în ăla. Am pregătit prânzul și o să dăm iama în playlist-ul de vloguri de călătorie al Andrei Balaban. Până acum am stat pe cel al Ștefanei. Ne relaxăm și noi, nu? E bun? Am făcut două din pleșcăvița aia. Două din ele le-am făcut mai micuțe, ca să gătească repede. Și eu am făcut aici un amestec din salata aia care o mai aveam cu o mână din salata de gurități. Și mă gândesc că e ok. Deși este decât 5 ceasul, am venit să editez clipul pentru că oricum nu mai fac nimic și până acum am stat și am citit. Eu intenționam să gătesc astăzi, dar m-am hotărât să fac asta mâine pentru că nici n-am chef și ar fi fost un clip foarte, foarte, foarte lung. Da, promite să nu mă joc, dar să mă joc cu ea. Da, da. Ne vedem mâine. Mami, poți să mă joc cu tine? Poți, mami.